Bun, bună ziua, dragi iubitori de PUBG. Încercăm un mic episod de solo third person. N-am jucat de mult third person, trebuie să joc acum. Să vedem ce mai știm. Dăm un solo third person, încercăm o victorie, un singur match. Un match, o victorie, așa mergem. Totul sau nimic. Ca la poker. All in. În funcție de cât de bine ne mișcăm și cât de profesioniști suntem, o să numim episodul ăsta. Adică dacă suntem de un rank puternic, mult decât platina, ceva gen predator ca în Apex, o să punem soldatul predator, adică pur și simplu nimicim tot ce prindem. Dacă suntem ca o cizmă, o să fim un soldat cizmă. Sau până la cizmă să fim soldatul șosetă. Asta e rancul de șosetă. Deja am început să lovim fete, nu-i bine, plecăm de aici. Am început cu stângul, nu-i bine. Totuși sunt dai în fete. Bine, poți să dai în fete, dar nu în halul ăsta. Nu cu pumnul. Ați prins ideea. Dar cu o floare. Nici cu o floare. Dai că a surut în tobă. Nu știu cine a zis că nu eu. Băieți, dai cu pumnul. Ce-i prost aici? Că trebuie să stai jumătate de oră până se încarcă 96 de player, zicem 100. Ăsta e targetul lor, de 100 de player, în fine, nu merge 100, rămân la 96. După care, în loc să pornească meciul după ce au adunat 96 de caractere, de playeri, ce-or zis ei? Hai să mai punem să mai așteptăm încă un minut, să mai stăm un minut să-i punem pe aceea să aștepte. Tu-i în gură de mui și cine au gândit chestia asta. Probabil un fumat, era ziua de muncă și era fumat și zis, bă, cu aia ce zici? După ce s-adună 100 de playeri, hai să mai punem să mai aștepte încă un minut. Ce zici? Că poate să se răzgândească și vor să dea exit. Bun. Un avion de caca. Dar vreau să aterizez undeva safe în care să și jucăm puțin, că probabil dacă o să mă duc direct pe atac, o să murim din start. Și o să fie un episod foarte scurt. Vor să meargă mulți pe militare, o să se ducă mulți în zona asta. Ar vrea să merg acolo, dar sigur o să fie cineva. Deci ar fi bine să iau pe partea asta. Sigur o să fie și aici cineva. Da, ba, piciorul mă duc. Două persoane este un loc destul de plauzibil. Deja-l văd pe muist. Sper că nu vine la locul meu. Ba da, la locul meu. O să fie un episod scurt. Nu nimeni. Ăsta e locul meu. Schimbare de plan, băieți. Cred că locul meu va fi mai bun decât locul lui. Ok, împotriva noastră nu vrea să ne dea nici măcar o armă. Pistoale? Îi trebuie pistoale. Da, pistoale în abundență. Nu strică un beril.
Chiar că nu-i rău. Trebuie să fim atenți, poate ne presează muiala. Ar vrea să găsesc ceva de la distanță și un scop. Tot în zona asta aici. Perfect. Iar acum aștept puțin așa la pândă să-l pândim pe ăsta. Că nu știu ce vrea să facă sau poate nu vine partea asta. Cred că o să vină partea asta. Eu cum că mi-are de lutat acolo. Să le iau așa prin surprindere. Greșit așa, băgăm așa piciorul. Mi se nu mă rătească cumva fraierul să mă facă. Să fi dat de vreun sniper ceva cu 4 scop. N-aș vrea să fiu așa de ghinionist. Mergem fără frică. De asta suntem soldați, nu? Perfect și redot. Prețim că stă fraier undeva la casă pe un geam. Așteaptă o găscă ca mine să vină. Uite-l, țucă-l, mama. Da, țucă-l, tata. Bun, perfect, am văzut. Trebuie să fie kill-ul nostru foarte ușurel. Trebuie să stau așa ca o felină. Lasă-o și lei. Ataci doar când știi că atunci e momentul. Etaj frumos, o coboră să ce în spate. Bun. Acasă din... să facă stânga aici. Noi o să luăm perfect de aici. Ce zici că ți-ai nesimțit? Nu, deja o plecă. La casa asta. Riscanță situație aici. Pe bune? Uite-te-le. O să încerc să-l fac cât de ușor pot. Ce să pot să o portăm, o fi văzut?
Wyke t-a tras pe lângă. Nu cred. Am arătat și eu ca un frer, dar s-au fost mai frere ca mine. Parasane acum jucăm. Legal, legal. Ia să vedem care e planul tău. Uite în spate, perfect. Spune ce se întâmplă. Să mori. Ce o să se întâmple cu tine? Te-ai ascuns acolo, perfect. Atunci l-a ficat. E găsca de mine. Fuu, ce ușor m-a făcut. Ce ușor m-a făcut. Fain. Bun, băi, se pare că l-a fost un episod foarte scurt, dar suficient pentru a face niște teste, pentru a învăța să trage puțin cu arma. A fost haotic. Dar va veni următorul episod puțin mai târziu. Poate mai bun decât primul. Primul a fost haotic și nemernic. M-a omorât ăla cu grenada. Rușinos, rușinos. Dar așa era third person. Ai avantaje și dezavantaje. M-a prins gâsca cu grenada și nu am avut nicio șansă. Bine, dacă îl omoram de la început... Mai aveam o mică mare scăpare. Dăm și de alții pe viitor. Bun, băieți. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, porniți notificările și ne auzim pe viitor cu un nou episod. Pa, pa, băieți. Ciao.